Eu astăzi mă adresez sutelor de mii de oameni din toate satele și orașele din Republica Moldova. Îi salut și pe cei plecați peste hotare. Ne aflăm în fața unui moment istoric. Avem șansa ca după 30 de ani să facem statul să funcționeze în interesul cetățeanului. Este momentul pentru lovitura hotărătoare, să curățim definitiv țara de rămășițele regimului criminal al statului capturat. Pentru asta la putere trebuie să ajungă oameni noi, oameni onești, oameni corecți să facă bine pentru poporul lor. Oameni ca noi, oamenii au încredere în noi, în echipa noastră, în faptul că dacă promitem ceva, ne ținem de cuvânt. Noi venim cu propuneri concrete de străpire cu mâna de fier a acestui fenomen destructiv. Banii trebuie să ajungă în proiecte de infrastructură, în drumuri, școli, grădiniță, spitale și nu în conturile offshore ale hoților. Bandiții vor răspunde în sfârșit în fața legii și a poporului furat de ei. Proprietățile privatizate ilegal la bani puțini naționalizate. Noi venim la guvernare pentru a instaura puterea dreptății, dictatura legii. Vom face tot posibil ca Republica Moldova să aibă altă față. Mulțumesc, Republica Moldova, iubim țara, slujim poporului! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.